A kolozsvári örmény közösség ismét ünnepre gyűlt össze. Az apostoli hitvallás szerint a karácsonyt január 6-án ünneplik, az összejövetel dátuma azonban kicsit későbbre esett. Ennek ellenére a gyerekek nagy izgalommal várták az angyalfiát. A Kolozsvár központú székház terme zsúfolásig megtelt. Tiszteletét tette az eseményen a Szamosújvárról elszármazott, ma Jerevánban élő Dajbukát László is, aki egy szamosújvári delegációval érkezett a karácsonyi ünnepre, de jelen volt két örményországi fiatal is, akik Kolozsváron végzik egyetemi tanulmányaikat. We celebrate Christmas in Armenia on 6th of January, and as I'm here in Cluj, I celebrate the Christmas with our Armenian community here. Shnorhavor Amanoriev Surk Tsarunt. Az örményországi fiatal arról számolt be, hogy náluk először az új évet, majd a karácsonyt köszöntik. Éppen azért, mert ilyen sorrendben vannak az ünnepek az apostoli örményvallás szerint. Megint karácsony, ez az örmény karácsony, de mi 25-én is megünnepeljük a karácsony. Nagy többségünk római katolikus, itt Erdély szerte, de vannak köztünk, most kellett egy nyilvántartást készítsek, tudom pontosan, 21 örmény katolikusunk van a 90-es csoportból, létszámból. Az apostoli karácsonyt, azt mi tiszteletre, az őseink tiszteletére tartjuk meg, mert nekünk tulajdonképpen nem mond sokat. De az ő tiszteletükre mi ezt is megtartjuk minden áldott évben, és a gyerekek olyankor kapnak karácsonyi ajándékot. Amit mindig igyekszünk könyvben adni nekik, mert szeretnénk, ha ezek a gyermekek még olvastának. Nehezen maradt itt egy csengő, ámúzul bele oda szánia, armászum de vandrum. Az elfáradt télapó is megjött közben, és elkezdte kiosztani az előkészített ajándékokat. A gyerekek verssel, énekkel köszönték meg a figyelmességet. Hogy bekem ember, sietve ember, lássátok, lássátok. Az ajándékosztás után kezdődött a falatozás, amelynek fénypontja ezúttal a desszertes asztalra esett. Örményországi és itthon készült, tipikusan örmény édességeket kóstolhattak a jelenlévők. Ilyen finomság volt a káta nevű sütemény is, amelyet Tőkés Anna készített. Hagyományosan karácsonykor sütötték, én legalábbis így emlékszem. Arra emlékszem, hogy nagyanyámhoz mentünk, és a nagyanyámnál az én nagynéném volt a gazdasszony, és akkor az egy olyan áhítatos pillanat volt, mikor bejött a kátával. Ánis, szegfűbors, szegfűszeg, fahaj, azt inkább ismerjük, de az ánis és a szegfűbors az csak ebbe jár. Sok mézet használnak, diót, amit új évre készített édesanyám, az a dalauzi volt. Az mindig volt új évkor dalauzi. És egyéb édességet, süteményt nem emlékszem, örmény, kimondottan örmény süteményt vagy. Tehát a dalauzi és a káta volt, ez a kettő, ami mint édesség szerepelt. A jó hangulatú rendezvény baráti beszélgetéssel, újévi köszöntésekkel zárult. Az egyik örmény kislány örömmel újságolta, hogy milyen jó annak, akinek kétszer is jön az angyal. Kétszer. Miért? Mert az egyik örmény karácsony, a másik normális. Oh,
Bine v-am regăsit, dragii noștri, într-un nou an. La mulți ani, cu bună înțelegere, armonie și sănătate. Un an nou fericit și pentru telespectatorii noștri care sărbătoresc anul nou după calendarul iulian sau stilul vechi. Sunt Maria Cinar Jiga și alături de echipa emisiunii noastre vă adresez invitația de a ne urmări și de a fi alături de programele noastre și în următoarele minute. Vă reamintesc că ne puteți urmări în fiecare luni de la ora 11:50 pe TVR3 și de la ora 17, respectiv de la ora 18:30 pe TVR Cluj. De asemenea, așa cum v-am obișnuit deja, mai multe materiale regăsiți și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii, iar online ne puteți urmări live și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro. Am început într-o atmosferă de sărbătoare, atmosfera de sărbătoare a Crăciunului armenesc. În emisiunea de astăzi vom face și un bilanț al evenimentelor din 2019 din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, dar vom vorbi și despre activitatea Institutului de Armenologie din Cluj. Vom continua cu un interviu la acest aniversar pentru Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord, iar spre final vom marca anul nou pe stil vechi la etnicii ucraineni, care încă sunt în toiul sărbătorilor de iarnă. Îi spun acum bun găsit domnului Tudor Sălăgean, manager al Muzeului Etnografic al Transilvaniei și de asemenea director al Institutului de Armenologie din Cluj, cunoscut istoric, etnolog, un prieten, putem zice, ale emisiunii noastre. Bun găsit așadar și în acest nou an 2020, domnule Sălăgean. Bun găsit la mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ne bucurăm să vă avem alături și să povestim puțin despre ce anume să facem așa un scurt bilanț al evenimentelor pe care multe și numeroase pe care le-a derulat Muzeul Etnografic al Transilvaniei pe parcursul anului 2019. Un muzeu care, după cum știm și am putut vedea și în cadrul emisiunilor noastre, promovează multiculturalitatea și interculturalitatea transilvaniană și care este practic primul muzeu etnografic din România. Chiar pe 1 ianuarie, într-un 1 ianuarie în 1923 a început să funcționeze. Iată că se apropie și muzeul de centenar, că tot a fost așa perioada în care am sărbătorit, am marcat multe astfel de sărbători. Să povestim puțin despre, să zicem așa, rațiunea de a exista acestui muzeu etnografic, așa, pentru început, ca să conturăm puțin care este rolul acestui muzeu în peisajul muzeal, muzeelor din Transilvania și nu numai. Pe lângă centenarul pe care îl așteptăm în 2022-2023, acest muzeu etnografic din Cluj a marcat deja o aniversare și în anul care tocmai s-a încheiat, pentru că secția în aer liber a muzeului, Parcul Etnografic Național, care poartă numele lui Romulus Vuia, a fost înființat în anul 1929, așadar în urmă cu 90 de ani. Cred că cele mai multe dintre proiectele noastre au fost legate tocmai de promovarea acestui parc etnografic, care este unul dintre cele mai remarcabile muzee în aer liber din România și care este în centrul atenției Consiliului Județean Cluj, care își propune să investească foarte mult într-o extindere a acestui parc etnografic și în crearea unor facilități suplimentare pentru cei care îl vizitează. Muzeul Etnografic al Transilvaniei s-a înființat în 1922 și a început să funcționeze efectiv de la 1 ianuarie 1923, pentru că era un muzeu extrem de modern în perioada respectivă. Era un muzeu care își propunea să facă ceea ce face, de fapt, etnografia. Etnografia este disciplina care realizează analiza și descrierea unei culturi, de fapt descrierea și analiza unei culturi. Pentru că aici aveam o cultură încă totuși preponderent rurală, chiar și în Transilvania în perioada respectivă, dar de asemenea o cultură cu puternice componente urbane și cu foarte multe aspecte legate de această pluralitate de confesiuni și de etnii. Muzeul a fost orientat încă de la început și în această direcție, o direcție care s-a
accentuată, aș spune, undeva în anii 50 ai secolului al XX-lea, când în colectivul de cercetare al instituției au intrat diferiți oameni, între care cred că cel mai important este etnograful Coș Caroi, pe care l-am aniversat și pe el în anul 2019. O mare personalitate care a contribuit foarte mult la întărirea acestui aspect al multiculturalismului institutiv. Este practic primul muzeu românesc care a fost înființat pe baza unui program științific și foarte mulți specialiști, mari specialiști ai epocii au contribuit la acest lucru. Este primul muzeu constituit pe baza unui program științific, este primul muzeu care nu și-a propus să fie un muzeu de artă populară, un muzeu care să colecționeze obiecte frumoase, ci și-a propus de la început să colecționeze ceea ce este reprezentativ pentru fiecare comunitate importantă. Este un muzeu în care cred că au fost reprezentate deja cam toate etniile importante ale Transilvaniei, mă refer la membrii colectivului de cercetare și la angajații muzeului din trecut și din prezent, și este un muzeu care se declară astăzi probabil mult mai deschis către cercetări realizate în această direcție. Am avut, de exemplu, iată, am încheiat anul cu un eveniment minunat al comunității evreilor din Cluj, Hanuka, în care domnul președinte Weiner al comunității evreilor al Federației Comunităților Evreiești din România era foarte optimist cu privire la evoluția comunității evreiești din această localitate, la faptul că, iată, sala la evenimente este arhiplină și că avem reprezentate foarte multe categorii de vârstă. Este exact ceea ce ne dorim să vedem în cazul tuturor comunităților alături de care trăim. Și încercăm în măsura în care putem identifica oameni cu care să avem un dialog, cu care să construim evenimente. Ne dorim foarte mult ca aceste evenimente, să asemenea manifestări culturale, să fie prezente în cadrul muzeului nostru. Primele campanii de cercetare care au fost realizate atunci în anii 1922-1923, știu că s-au soldat cu achiziționarea un număr de peste 1200 de obiecte și realizarea mai multor fotografii, 160 de fotografii, materiale etnografice care au constituit suportul primei expoziții etnografice permanente care a fost deschisă în primăvara anului 1923. Cu ce patrimoniu se mândrește la ora actuală Muzeul Etnografic al Transilvaniei? Să ne povestiți puțin despre acest aspect. În prezent, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a depășit 100.000 de obiecte, deci este o colecție foarte valoroasă pentru că este realizată și structurată foarte temeinic și pentru că nu am urmărit neapărat creșterea numărului de bunuri culturale pe care le avem în patrimoniu datorită problemelor de spațiu și de depozitare. În campaniile inițiale au fost practic realizate primele colectări științifice de bunuri culturale cu semnificație etnografică din România. Și de asemenea, trebuie menționat și faptul că muzeul, în perioada înființării sale, a putut achiziționa cele mai mari colecții existente deja în Transilvania, colecții de ceramică săsească, în principal cum a fost colecția Leitner sau colecția unui om absolut remarcabil, învățătorul Andrei Oros din Apahida, care avea o colecție minunată în care erau reprezentate toate etniile care trăiesc în zona Clujului și care conține, printre altele, o excepțional de interesantă colecție de obiecte aparținând comunității romilor. Au fost multe colecții care au putut fi cumpărate de muzeu, care au putut fi incluse în patrimoniul muzeului, fapt care, de fapt, împinge momentul
de reprezentare al patrimoniului în colecțiile muzeului până către sfârșitul secolului al XIX-lea sau chiar mai devreme. Aceste colecții au putut fi cumpărate pentru că în primii săi ani de existență muzeul a funcționat sub patronajul Fundației Culturale Principele Carol, deci a fundațiilor culturale regale, a fost practic finanțat de Casa Regală a României, astfel încât nu a avut aceleași dificultăți financiare pe care le aveau alte instituții similare din România și și-a putut dezvolta un program științific foarte adecvat. Ulterior însă, după plecarea în exil a principelui Carol, muzeul a trebuit să treacă la bugetul de stat în subordinea Ministerului Cultelor și al Artelor, astfel încât practic această extindere a colecțiilor a devenit mai lentă. Au fost însă perioade extrem de bune în anii 1960, anii 1970. Cine a fost și perioada aceea, 40-45, când a avut un mic refugiu. A fost plecat în refugiu. A fost la Sibiu. Atunci tot Romulus Vui a fost, apropo de ce ați pomenit, că Romulus Vui, cel care a înființat Parcul Etnografic, care și poartă numele, a înființat și în director, Sibiu. Da. Și, de fapt, și la ora actuală, din câte știu, există, funcționează actualul Muzeu al Civilizației Tradiționale acolo, care a fost înființat atunci în acea perioadă la inițiativa lui Romulus Vuia. Acest refugiu la Sibiu a fost extrem de interesant și din punct de vedere al istoriei muzeologiei din România. Cred că Muzeul Etnografic din Cluj a fost singurul muzeu care și-a ambalat și transportat tot ceea ce se putea transporta, adică a fost o deplasare organizată în foarte mare ordine și cu foarte multă atenție și minuțiozitate. Sigur, din păcate, nu au putut fi transferate construcțiile care fuseseră deja aduse în Parcul Etnografic, motiv pentru care unele dintre acestea s-au pierdut. Dar, într-adevăr, ajuns la Sibiu, practic Romulus Vuia a încercat să pună în valoare colecția etnografică a Astrei, care exista deja acolo, și a fost cel care a venit cu ideea creării unui muzeu în aer liber în Dumbrava Sibiului, loc în care, într-adevăr, acest muzeu excepțional există și funcționează și astăzi. Muzeul din Sibiu s-a dezvoltat foarte puternic în anii 1970-80, mai ales 1990. În prezent este categoric nu doar cel mai mare și mai important muzeu de profil din România, dar unul dintre marile muzee ale Europei. De altfel a și fost distins cu premiul Luigi Micheletti, care este un premiu echivalent cu Oscarul pentru muzee, chiar în acest an. Și sigur că acest parteneriat între muzeele noastre, Muzeul din Cluj, Muzeul din Sibiu, va contribui cu siguranță și în viitor la practic progresul cercetărilor în domeniu și la o cât mai mare deschidere față de public în ambele instituții. Vom continua discuția noastră. Vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor un material după care vom reveni pentru a afla mai multe detalii atât despre Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cât și despre Institutul de Armenologie al cărui director sunteți. Așadar, stimați telespectatori, Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord sărbătorește 10 ani. Acest jubileu va fi marcat pe data de 16 ianuarie pentru un concert de muzică simfonică la care sunt invitați toți clujenii și nu numai, bineînțeles. Vă invităm așadar pe dumneavoastră în continuare să urmăriți un interviu realizat de către colega mea Isabela Weibel cu președintele Clubului Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord, domnul Ludger Toll, după care vom reveni cu discuția. Zehn Jahre Jubiläum feiert der Deutsche Wirtschaftsclub Nordtranssilvanien und dies ist auch ein Anlass für das Interview mit dem Gründer des Clubs. Ich begrüße Ludger Thor, herzlich willkommen und vielen Dank für die Bereitschaft zu diesem Interview. Guten Tag.
Business im deutschen Stil, heißt es in der Pressemitteilung. Was genau bedeutet der deutsche Stil? Der deutsche Stil bedeutet nachhaltiges Business. Wenn ich so durch Cluj laufe, ab und zu, dann sehe ich an der einen Ecke ein neues Restaurant, dort ein neues Bistro, dort hat was geschlossen. Irgendwo, ich frage mich dann, wie kommt das? Und da fehlen die Planung für das Geschäft. Und da sind wir Deutschen natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich genau. Man muss, bevor man ein Geschäft macht, einen Businessplan machen, muss eine Marktanalyse machen, ob das überhaupt Sinn macht, das Business. Und das ist eigentlich der Stil deutsches Business. Und auf der anderen Seite ist der Umgang mit seinen Angestellten, dass man gut mit denen umgeht und dass man ordentliche Löhne bezahlt und dass man die offiziell auch bezahlt und nicht irgendwelche so krumme Touren und an Sozialabgaben vorbei sich mogelt. 2009 gründeten Sie, Herr Thol, den Deutschen Wirtschaftsclub Nordrhein-Sylvanien. Warum oder aus welchem Grund gab es Bedarf, den Wirtschaftsclub in Klausenburg zu gründen? Ja, ich habe ihn gegründet gemeinsam mit 5 anderen Gründungsmitgliedern. Wir haben uns gesagt, es gibt in Klausenburg mehrere deutsche Unternehmen und wir waren hier ziemlich alleine und wir wollten Kontakte knüpfen. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass man sich austauschen kann, Hilfe zur Selbsthilfe, ganz banale Dinge, ich brauche einen Zahnarzt, wer kann mir einen empfehlen und so weiter. Wir haben dann den Verein gegründet, den DWNT, und der Erfolg gab uns dann recht. Das Mitgliederwachstum hat ziemlich schnell gestartet und ja, wir sind heute ein ganz großer Club eigentlich geworden. Und welche Rolle vertritt der DWNT in Klausenburg? In den 10 Jahren des Wachstums, der Entwicklung, der Selbstfindung sind wir zu einem anerkannten Club gewachsen. Wir haben mittlerweile 130 Mitgliedsfirmen und haben beste Beziehungen zu den Behörden, zur Verwaltung, zu Universitäten und sind eigentlich sehr anerkannt hier in Cluj und in der ganzen Umgebung. Januar 2020 feiert der DWNT 10 Jahre Jubiläum. Wie sieht die Jubiläumsfeier aus? Wie feiert der DWNT? Wer wird erwartet? Wer wird anwesend sein? Ja, wir kombinieren das dieses Jahr mit unserem Neujahrsempfang, den wir jedes Jahr organisieren. Vorgeschaltet wird ein Sinfonieorchester ein tolles Konzert geben. Das Konzert heißt Wanderlust. Das bedeutet, wir werden Konzertstücke hören von Komponisten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Das sind ja ein deutschsprachiger Wirtschaftsclub, nicht ein deutscher Wirtschaftsclub. Und das wird aufgeführt von dem bekannten Orchester, von dem Young Famous Orchester unter der Leitung von Wladimir Agaki. Und da sind wir eigentlich alle ganz, ganz arg gespannt drauf. Und wir wollen mit dem Orchester, das ja für die Öffentlichkeit offen ist, kann jeder kommen, wollen wir eigentlich Dank sagen für 10 Jahre allen, die uns begleitet haben und die uns in welcher Form auch immer unterstützt haben. Ein Jahrzehnt ist ja eine lange Zeit. Die Region Cluj-Klausenburg entwickelt sich in einem rasanten Tempo. Wie reagiert der DWNT auf diese Situation? Ja, wir mussten uns natürlich auch entwickeln, das ist ganz klar. Wir haben anfänglich, wie ich gesagt habe, waren wir ein Verein, wo man der eine oder anderen geholfen hat. Heute sind wir viele Mitglieder, wir müssen ein ordentliches Programm den Mitgliedern bieten. Wir bieten unsere festen Veranstaltungen, Networking-Veranstaltungen. Wir informieren die Mitglieder über steuerliche Änderungen, über arbeitsrechtliche Sachen. Die Anforderungen sind einfach größer geworden und denen müssen wir uns stellen, sonst kommen die Mitglieder nicht zu uns. Wie würden Sie den deutschsprachigen Wirtschaftsclub Nordrhein-Sylvanien in einem Satz beschreiben, Herr Thol? Der DWNT ist dank seiner guten Vernetzung in alle Richtungen eine Plattform für die Mitglieder, die auf einfache Art und Weise Kontakte innerhalb der Mitgliedsfirmen und nach außen zu den
zur Verwaltung, zu den Behörden, zu Universitäten und so weiter knüpfen können. Und das dann natürlich zu zusätzlichen Geschäftsbeziehungen führen soll und auch oftmals tut. Und in Ihrer Position als Präsident des deutschsprachigen Wirtschaftsclubs Nordtranssilvanien werden Sie doch bestimmt auch kontaktiert von Firmen, die in Siebenbürgen zum Beispiel eine Produktionsstätte errichten wollen. Was raten Sie diesen Firmen? Ja, das kommt häufiger vor. Zunächst mal beglückwünsche ich die Firmen, dass sie nach Rumänien kommen, ganz klar. Aber andererseits muss man sich ja heute besser überlegen, wo man in Rumänien seinen Standort sucht. Weil es ist ja bekannt, dass in den großen Städten die Arbeitsmarktsituation sehr angespannt ist. Und so muss man gucken, welche Gebiete in Rumänien irgendwelche historische Fertigungen hatten. Zum Beispiel, wenn eine Metall- oder Stahlbaufirma kommt, der kann ich Campiaturzi zum Beispiel empfehlen, wo ja früher mal 7000 Menschen in der Metallverarbeitung bei einer Firma gearbeitet haben. Und so muss man sich es einfach nur besser aussuchen. Und zu den zukünftigen Projekten des DWNT, wenn wir einige Details erfahren dürften. Ja, okay, wir bauen auf dem Bewährten unser Neujahrsempfang Sommerfest. Wir wollen dieses Jahr wieder unser dreitägiges Herbstfest der deutschen Wirtschaft organisieren in Cluj auf dem Piazza Onieri, um auch mit der Bevölkerung, mit den Studenten ins Gespräch zu kommen. Und dann ist ja seit kurzer Zeit auch ein Büro der Deutsch-Rumänischen Außenhandelskammer hier in Cluj eröffnet. Und da suchen wir noch die Positionierung, wie wir da zusammenarbeiten. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Und mich persönlich interessiert Ihre Antwort zu einer Frage, die ich persönlich immer wieder auch in Klausenburg in Siebenbürgen treffe. Und zwar, bestimmt werden Sie auch oft gefragt, warum Sie in Rumänien in Klausenburg wohnen. Was bringt einen Deutschen nach Rumänien? Oder darf ich Sie dann auch fragen, Herr Thol, was bringt Sie nach Rumänien? Was bringt Sie nach Klausenburg? Werden Sie das hier auch oft gefragt? Ja, sicher, das ist eigentlich reiner Zufall. Wir hatten Geschäftskontakte zu einer Firma, die hier eine Produktionshalle bauen wollte. Und da hieß es in der Firma in Deutschland, wo ich gearbeitet habe, wer geht da hin? Und da habe ich nicht lange überlegen müssen, habe ich gesagt, das mache ich. Ich war nach meinem Studium mal kurz in Saudi-Arabien und habe da gearbeitet. Das war ein neuer Abschnitt und ich habe mich ins Abenteuer begeben und es war nur positiv. Sie sind nun seit über 17 Jahren beruflich in Rumänien tätig und leben überwiegend hier. Was unterscheidet die rumänische Lebensqualität von der deutschen? Also die Qualität ist im Großen und Ganzen relativ ähnlich. In Nuancen ist sie unterschiedlich. Wenn ich jetzt die Genauigkeit und die Bedachtsamkeit der Deutschen sehe, in Rumänien wird das alles viel lockerer gesehen. Sei es die Pünktlichkeit, sei es spontane Entscheidungen. Wir Deutschen schlafen immer erstmal, bevor wir uns entscheiden, und die Rumänen sind da viel flotter. Rumänien, gerade auch Cluj, ist eine Stadt, wo eigentlich alles bietet. Wir können es mit europäischen Großstädten vergleichen, Cluj. Vom Kulturangebot, vom Sportangebot, ist eigentlich unglaublich. Und ich habe hier was ganz anderes vorgefunden, wie in Deutschland über Rumänien berichtet wurde. Darf ich auch fragen, wirtschaftlich, was uns noch hier in Klausenburg fehlt? Ja, die Infrastruktur ist ein großes Problem. Durch Cluj zu kommen vom einen Ende ins andere sind eine Stunde, wenn es klappt. Da muss viel getan werden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Post, die rumänische Post, die ist ja auch sehr, interessant. Ich habe heute zum Beispiel Weihnachtsbriefe, Glückwünsche bekommen, die schon vor 4 Wochen abgesendet wurden. Ja, aber ansonsten vielleicht noch, es gibt ja Regeln und Gesetze. Und wenn man Genehmigungen braucht oder irgendwo zu einer Behörde geht, ist man oftmals abhängig von dem Mitarbeiter, der dort sitzt. Das heißt, man weiß nie genau, mit welchem Ergebnis man da rausgeht. Und wir brauchen halt für unsere Geschäfte brauchen wir Verlässlichkeit und das ist manchmal nicht gegeben. Und das ist schade, wenn es dann so personenabhängig ist. Und als eine letzte Frage, wie kann man Mitglied des DWNT werden? Ganz einfach. Gucken Sie ins Facebook, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und
Wir im Vorstand prüfen dann, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Mitglieder sollten eine Beziehung zur deutschen Sprache haben oder Geschäftsbeziehung, irgendwas mit Deutsch in Verbindung bringen können. Und dann freuen wir uns über jedes Mitglied. Herr Toll, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des DWND. Viel Erfolg für die nächsten mindestens 10 Jahre und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, gerne. Dankeschön. Danke. Ați urmărit așadar un interviu realizat de către colega mea Isabela Weibel cu președintele Clubului de Afaceri, Clubul Oamenilor de Afaceri în Limba Germană din Transilvania de Nord, un interviu înregistrat de către colega mea săptămâna trecută. Noi continuăm discuția cu domnul Tudor Sălăgean, managerul Muzeului Etnografic al Transilvaniei și director al Institutului de Armenologie din Cluj, cunoscut istoric, etnolog. Am rămas cumva cu discuția legată de muzeu. Am pomenit deja despre mai multe sedii pe care le-a avut muzeul, începând cu clădirea fostului Muzeu de Arte și Meserii de pe strada Barițiu, după aceea a fost o perioadă și în Piața Mihai Viteazu, da, am avut perioada aceea, a fost chiar și în clădirea Casino, o perioadă, a fost perioada de refugiu de la Sibiu și pentru ca din 1957 să îi fie atribuit actualul sediu, cel de clădirea istorică Reduta și avem și secția în aer liber, Parcul Etnografic Romulus Vuia. Despre Parcul Romulus Vuia aș vrea să mai povestim puțin. Știu că sunt în continuare, sunt în derulare planurile de extindere, de renovare atât acestei secții, cea pavilionară găzduită de către Palatul Reduta, cât și cea în aer liber. În ultimii 2 ani, în 2018 și 2019, pentru prima dată numărul de vizitatori ai Parcului Etnografic a fost mai mare decât numărul celor care au vizitat secția pavilionară, secția centrală a muzeului de pe strada Memorandumului. Lucru care ne bucură foarte mult pentru că există o direcție de marketing în cadrul muzeului care a acordat foarte multă atenție promovării acestui parc etnografic care are câteva probleme de acces. Adică știm cu toții, este în oraș, este aproape de centru, dar din cauza faptului că nu există o linie directă de transport în comun, așa cum se întâmplă în alte muzee din alte orașe, publicul de o anumită vârstă, să spunem, ajunge destul de greu. De asta ne-am dorit foarte mult să avem evenimente, manifestări de promovare și probabil cea mai interesantă dintre toate a fost cea covorului aniversar, care a fost conceput acest proiect de secția de marketing a muzeului nostru. S-a numit 90 de ani țesuți în două ițe și a avut ca obiectiv țeserea la un război de țesut a unui covor de, mă rog, o variantă mai simplă a covoarelor oarecum tradiționale din Transilvania, dar un covor care, sigur, ca tipologie se regăsea în foarte multe case din această zonă, a fost făcut împreună cu vizitatorii noștri și reacțiile acestora au fost extraordinare. Am constatat de foarte multe ori cu surprindere cum specialiști în diverse domenii sau oameni cu diferite profesii pur și simplu erau extrem de atrași de această idee de a țese pentru a realiza acest covor și foarte mulți dintre ei, în mod absolut surprinzător, chiar știau să o facă. A fost o idee excepțională pe care ne-o dorim replicată și continuată și au fost multe alte lucruri pe care ne-am dorit foarte mult să le promovăm, profitând de acest cadru minunat care este oferit de Parcul Etnografic. Aș aminti, sigur, pe lângă evenimentele sportive, care și ele au un loc în acest cadru, aș aminti un festival de muzică reggae,
pentru că muzica reggae este prezentă în patrimoniul UNESCO și așa cum sigur promovăm tangoul, de exemplu, la sediul central, tot așa, împreună cu asociația Iration Fest, am făcut un am găzduit practic acest festival care aș vrea să se constituie într-o invitație către toți cetățenii din România, toți iubitorii de cultură din România, de a aprecia și de a respecta valorile celorlalți. Nu doar a celor care trăiesc împreună cu noi, ci și a celor care trăiesc poate pe alte continente și care propun pentru lista reprezentativă UNESCO asemenea elemente la care poate noi nu ne-am gândit. Noi în România avem poate o mai mare aplecare către elementele rurale și mai legate de o zonă cronologică, să spunem, mai arhaică. Iată însă că există popoare, țări care văd lucrurile cu totul altfel și acesta este un lucru pe care noi trebuie să-l respectăm dacă ne dorim ca și alții să ne respecte opțiunile culturale. Așadar, Parcul Etnografic este într-un proces de extindere. E un proiect care este coordonat de Consiliul Județean Cluj. Un proiect care, pe lângă aspectele legate de obiectivele de patrimoniu, presupune și foarte multe investiții în infrastructură, despre care, sigur, cei calificați și competenți vor putea să ofere toate datele la momentul potrivit. Ideea este că împreună cu proiectul dezvoltat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, întreaga această area a pădurii Hoia va deveni un spațiu dedicat educației, culturii și petrecerii sănătoase a timpului liber. Pe lângă aceste multe, multitudinea aceasta de activități pe care le coordonați în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, activități care, așa cum ați menționat și dumneavoastră și am tot spus și noi în cadrul emisiunilor noastre, cuprind foarte multe evenimente ale diverselor comunități etnice care sunt și evidențiază cultura diverselor comunități etnice din Transilvania. Aveți o legătură specială și cu armenii, zic mai specială pentru că din 1 iulie sunteți și directorul Institutului de Armenologie din Cluj, un institut care de fapt este alături de alte 23 de centre culturale, funcționează în cadrul Universității Babeș-Bolyai, centre culturale care promovează, bineînțeles, diverse culturi. Despre acest institut aș mai vrea să povestim puțin, despre rolul acesta și despre ce anume v-ați propus dumneavoastră să faceți pentru a-l face mai cunoscut. Institutul de Armenologie este, cum ați spus foarte bine, un centru cultural care funcționează în cadrul Universității Babeș-Bolyai, funcționează din anul 2014 și cred că perioada de început a activității sale a fost una prolifică și cu foarte multe inițiative excepționale. Noi ne-am propus acum să încercăm să creăm o anumită consistență și să extindem pe cât posibil parteneriatul cu Uniunea Armenilor din România pentru a lucra împreună și pentru a dezvolta și a cunoaște cât mai bine patrimoniul comunității armene. Ideea și legătura mea, să spunem, cu comunitatea armeană este, a început cu acea mare personalitate pe care din păcate nu mai este alături de noi, care a fost Mircea Maximilian Tivadar, un prieten extraordinar al culturii din Cluj, al instituțiilor culturale. Eu l-am cunoscut pentru întâia dată la Muzeul de Istorie, unde am colaborat pe diverse proiecte. Din momentul în care m-am transferat aici la Muzeul Etnografic în 2011, Mircea Tivadar a fost an de an alături de acest muzeu și a propus, a organizat o serie întreagă de evenimente culturale de mare, foarte mare ținută. Cred că această comunitate armeană, pe care am revăzut-o anterior în materialul
În cadrul, deși sunt mulți armeni, trebuie să precizăm că mulți armeni catolici în Transilvania și știm că armenii de rit apostolic celebrează în general Crăciunul pe data de 6 ianuarie. Totuși și aici nu se pierde această tradiție și în fiecare an comunitatea de aici marchează și Crăciunul pe data de 6 ianuarie sau când pot să organizeze de diverse evenimente, cum a fost și cel pe care l-am putut vedea chiar la începutul ediției de astăzi în cadrul unui material realizat de către colega mea, Catalina Orban. Întotdeauna se adună și celebrează, cum zicea și fetița din material, și Crăciunul armenesc și cel normal, obișnuit. O inițiativă absolut extraordinară și o comunitate foarte, foarte prietenoasă, pe care o simt foarte aproape atât de mine ca persoană, cât și de muzeu. Institutul are acum un nou sediu, nu este sigur o construcție, este un spațiu în cadrul clădirii de pe strada Moților numărul 11, un sediu în care va putea să-și desfășoare activitatea la un alt nivel. Ceea ce ne propunem foarte mult, pentru că, bun, este un centru cultural, dar este prin statut un centru cultural care își propune într-adevăr să devină un institut de cercetare, de aici și numele. De aici. Bine, și până acum au fost, știu că au fost organizate dezbateri și simpozioane pe teme armenești și au fost pregătiți și pentru doctorat tineri istorici. Au existat, da, lucrări de doctorat foarte interesante care merită să fie publicate și prin care publicul larg va cunoaște mult mai multe lucruri despre comunitatea armeană. Ceea ce ne-am propus noi să facem va fi să realizăm o repertoriere a patrimoniului comunității armene din România, pentru că o asemenea inițiativă, un asemenea demers este cel care ar da într-adevăr o consistență activității acestui institut și ar îndruma-o către o aspectă legată de cercetarea științifică. Aici nu mă refer doar la patrimoniul arhitectonic sau patrimoniul mobil, care a fost avut în vedere și până acum. Mă refer în special la patrimoniul cultural imaterial, care are foarte multe aspecte extrem de interesante și care nu a fost întotdeauna foarte bine pus în valoare în cadrul comunităților din România, datorită poate unei predilecții, să spunem, către cercetarea culturii majorității locuitorilor acestei țări. Cred că e foarte important și din perspectiva principiilor UNESCO ca toate comunitățile să fie cât mai bine reprezentate în aceste repertorii ale patrimoniului cultural național, în primul rând, să aibă fiecare dintre ele șansa de a aspira către includerea pe lista reprezentativă UNESCO, dacă este cazul, și toate acestea se pot realiza doar prin calea dialogului cu fiecare dintre aceste comunități și prin alcătuirea de repertorii sistematice și foarte bine realizate. Desigur că vorbim despre o comunitate care, deși nu este foarte numeroasă, potrivit statisticilor, rolul acesta este unul foarte important în comunitatea, în societatea românească, de fapt, că vorbim despre o istorie culturală a unei comunități, comunității armenești din România, care e mai mult decât impresionantă, pentru că peste tot unde au mers, au fost armeni, au lăsat o moștenire extrem de valoroasă și de aceea putem regăsi atât de multe elemente legate de comunitatea armenească și iată și acest institut de armenologie care își propune... Este o comunitate cu o istorie absolut fantastică, o comunitate care a construit orașe, efectiv, care a contribuit la urbanizarea Transilvaniei și a întregului spațiu românesc. Dar și este mai ales o comunitate care este alcătuită din mai multe nivele, straturi,
și ne referim aici la venirea acestora pe teritoriul României. Este foarte important să surprindem cât mai bine fiecare dintre aceste niveluri și moștenirea culturală pe care au lăsat-o, atât din punct de vedere a bunurilor culturale, cât și a patrimoniului intangibil. Dumneavoastră sunteți specialist în istoria și cultura Transilvaniei. Aș vrea să vă pun acum o întrebare mai personală. De unde interesul dumneavoastră pentru istoria diverselor comunități din Transilvania, pentru partea asta de etnologie? Am constatat întotdeauna etnografie. Cred că prefer etnografia sau abordarea etnografică, pentru că este abordarea care te apropie de esența practică a culturii și este o abordare care presupune prezența în cadrul comunităților și contactul direct cu reprezentanții acestora. Am constatat întotdeauna cât de importantă este această cultivare a interesului și preocupării fiecărei minorități de a-și conserva, de a-și promova propria cultură. Am descoperit oameni absolut extraordinari în cadrul fiecărei comunități, oameni care, deși nu erau plătiți pentru asta, făceau un misionariat cultural pentru fiecare dintre aceste comunități, la un nivel care de multe ori îl egala pe acela al profesioniștilor. Și am fost întotdeauna extrem de impresionat de această configurare foarte interesantă a spațiului cultural al Clujului, pentru că aici m-am născut și aici trăiesc și am fost întotdeauna foarte bucuros când am putut sta la masă, am putut participa la evenimente împreună cu reprezentanți ai diferitor lor culturi și confesiuni. Cu siguranță că ne vom reîntâlni și anul acesta pentru a povesti de multe alte evenimente care le veți organiza. Din păcate, timpul nostru se apropie de final. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. O parte dintre planurile dumneavoastră, atât legate de muzeu cât și de Institut de Dermatologie, deja le-ați devoalat. Noi așteptăm să fim prezenți și la aceste evenimente. Mulțumim foarte mult și mult, mult succes în noul an care tocmai a început. Mulțumesc foarte mult! Stimați telespectatori, iată că ziceam de acest, tot v-am povestit de că astăzi este și ajunul anului nou pe stil vechi sau după calendarul iulian. Acest sfârșit de săptămână la Sighetul Marmației a avut loc și cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Colinde, Datin și Obiceiuri de Iarnă la Ucraineni, unul dintre cele mai importante evenimente din viața comunității de etnici ucraineni, care are loc în fiecare an în preajma anului nou pe stil vechi. Am fost și noi prezenți acolo și în curând veți putea urmări și dumneavoastră un amplu reportaj de la acest eveniment, dar până atunci eu vă invit să ne întoarcem în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin intermediul unui material cu selecțiuni din cadrul ediției din 2019 a acestui festival. De asemenea, la începutul materialului avem și un scurt mesaj al președintelui Uniunii Ucrainenilor din România, filiala Maramureș, domnul Miroslav Petrețchi, cu ocazia anului nou pe stil vechi sau după calendarul iulian. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe Facebook, pe canalul YouTube. Eu vă doresc și echipa emisiunii noastre vă dorește tuturor un 2020 de poveste, învățând unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și conviețuind toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Încă o dată la mulți ani și petrecere frumoasă tuturor celor care se pregătesc de sărbătoarea anului nou pe stil vechi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte povești, alte perspective legate de multiculturalitate și interculturalitate. Sunt Maria Cina Jiga și vă doresc toate cele bune! Я хочу поздоровити всіх українців і не тільки українців, котрі святкують старий стиль. Як знаєте, тепер це приближає Новий рік, побажати щасливих свят, щасливого Василя, бо після того приходять інші свята, і щоб було миру, тихо, тишина, спокою в сім'ї і в державі, і в світі.
це є одна з найважливіших подій, яку організує Союз українців румунів впродовженого року. І починаючи з цієї події, починають інші емблематичні події для Союзу українців Румунії. Але що є важливо для цього фестивалю, є ця річ, що ця подія стала емблематичною не тільки для Союзу українців Румунії, не тільки для українців Румунії, а взагалі для Румунії. Чому? Тому що саме цей день у Марамориші мають нагоду святкувати Рождество Христове українці всієї Румунії, де б вони не жили. І що нас радує, є той факт, що впродовж року бачимо, що все більше людей беруть участь у цьому фестивалі. Я від малої дитини брав участь у цьому фестивалі, колядував на сценах цього фестивалю. І завжди радуюся, коли бачу, що так багато молоді, так багато людей, незважаючи на посаду, яку вони займають, незважаючи звідки вони приходять, вони знаходять час бути разом в цей головний час для нас всіх. Це була ідея і пані Ярослави Колотили, мав велику роль і пан Степан Бучута, після якого я перебрав провід і ще не був головою філії Марамориш, але розвинув і перетворив із, як був на рівні повіту Марамориш, перетворив його на міжнародний. Тут брали участь і групи з Угорщини, українці, з Польщі, з Сербії. Україна як нормально, ми маємо договір з багато регіонами України. Завдяки моїм колегам з територію, проводу філії Марамориш, ми змогли згуртуватися, хоча й це не було так легко. По-моєму, це має важко організувати цей фестиваль. Чому? Дуже багато вільних днів. То припадало свята і у румунів, і Новий рік по новому стилю. Після того маємо ми, українці, Різдво, і після того маємо Новий рік. Велику роль має телебачення ви. Дуже багато слідкую за вашими програмами. Я хочу вас поздоровити, міцного здоров'я. Ми запросили всіх голів з кожної філії, із всіх куточок Марамориша. І брали участь не тільки Марамориш, і всі філії Союзу українців Румунії, і теж із-за України. Ми запросили всі голови філії, весь провід Союзу українців Румунії. Я хожу, а ти що, катаю? Ось ти мало. Ось і в часу всі сюди.